calitatea morală pe care ați demonstrat-o din momentul în care Israel a fost atacat a atras o linie directă între forțele civilizației și cele ale barbariei. Ați arătat că ceea ce Hamas a făcut reprezintă răul absolut și acest lucru chiar asta înseamnă. Organizația Hamas a omorât copiii în fața părinților lor, iar copiii în fața părinților au omorât oameni de vii, au decapitat soldați. Și au ascuns oameni în zona, în regiunea Hamas. Frica și panica acelor copii în acele ultime momente, iar descoperirile monstruoase pe care le-am văzut cu toții reprezintă răul absolut. Hamas a răpit copii, adulți, bătrâni, supraviețuitori Holocaust. Știu că împărtășiți cu noi aceste suferințe și determinarea de a aduce oamenii înapoi. Pe octombrie 7, Hamas a omorât peste 1400 de israelieni, poate chiar mai mulți. Aceasta este o țară în suferință. Cred că reprezintă echivalentul a 2000 de cetățeni americani omorți într-o singură zi. De aceea, data de octombrie 7 reprezintă o altă zi care va rămâne în istoria noastră. Domnule președinte, ați spus pe drept că Hamas este mai rău decât ISIS. Cancelarul german care m-a vizitat ieri a spus că Hamas reprezintă noi naziști. Amândoi aveți dreptate și așa cum lumea civilizată s-a unit pentru a învinge nazismul și s-a unit pentru a învinge ISIS, tot așa lumea civilizată se va uni pentru a învinge Hamas. Vă pot asigura, domnule președinte, că Israelul este unit să învingă Hamas. Și vom învinge Hamas și vom îndepărta această amenințare din rândurile noastre. Forțele civilizației vor învinge pentru binele nostru, al dumneavoastră, pentru securitate în regiunea noastră și în lume. Domnule președinte, noi, poporul israelian, un lucru este mai bun de a avea un prieten ca dumneavoastră care sunteți alături de noi. Și faptul că sunteți aici în Israel, vizita dumneavoastră este prima vizită a unui președinte american în Israel în timpul unui război. Și pentru noi acest lucru este foarte important. Acest lucru corespunde determinării dumneavoastră, angajamentului dumneavoastră pentru pacea în zonă și pentru statul evreiesc. Și știu că vorbesc aceste lucruri din partea poporului Israel când spun vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi astăzi, mâine și întotdeauna. Domnule prim-ministru, vă mulțumesc și eu. Este o onoare să fiu astăzi aici. Pentru un simplu motiv. Știu că lumea întreagă este alături de dumneavoastră în aceste suferințe. Dar mi-am dorit foarte mult să vin personal aici. Organizația teroristă Hamas a omorât foarte mulți oameni, a măcelărit oameni și excluzându-i aici pe cetățenii americani și oamenii care au fost luați ostateci, femei și copii, nici nu vreau să-mi imaginez prin ce lucruri trec acei copii care sunt ostateci. Nu pot imagina ce suferință trec acum. Sunt angajat să trec peste aceste suferințe și să-i aduc pe oameni în siguranță acasă. Știți că americanii sunt alături de dumneavoastră. America este îngrijorată. Știm că acestea nu sunt niște momente ușoare pentru dumneavoastră, dar noi suntem alături de voi. Faptul este că Israelul a răspuns față de aceste atacuri. Știu că vreau să vă asigur că voi veți avea tot ceea ce aveți nevoie de a continua această luptă. De asemenea, trebuie să fim conștienți că Hamas nu reprezintă toți palestinienii. Știu că sunt foarte mulți oameni acolo care suferă în aceste momente.
acum câțiva ani l-am întrebat pe secretarul de stat iar acesta mi-a spus punctul de vedere este acesta. În timp ce am asistat la explozia de la spitalul din Gaza, care se pare că a creat foarte multe suferințe în continuare poporului palestinian, trebuie să fiți și dumneavoastră conștienți de faptul că există foarte multă suferință și în Palestina. Dar acestea sunt lucrurile în acest moment și regret foarte tare ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Trebuie, în aceste zile mâhnite, noi trebuie să oferim un exemplu suprem. Dumneavoastră ați vorbit de valori, despre civilizație, despre democrație și vom vedea ce vom putea realiza în aceste zile. Domnule premier, sunt foarte fericit să fiu alături aici. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat și aștept cu nerăbdare să continuăm discuțiile noastre despre securitatea în regiune. Vă mulțumesc și aș vrea să spun poporului israelian, curajul dumneavoastră este incredibil în aceste zile, este cu adevărat incredibil.